Sfântul Cuvios Macarie Romanul a fost cinstit ieri de românii din Icast, Danemarca. Cu acest prilej, preasfințitul părinte episcop Macarie a săvârșit Sfânta Liturghie de Hram la Mănăstirea Ocrotită de Sfinții Cuvioși Macarie Romanul și Ioan Iacob de la Nemț. Mănăstirea ortodoxă română, ocrotită de Sfântul Cuvios Macarie Romanul din Icast, Danemarca, și-a sărbătorit ieri ocrotitorul. Sfânta liturghie a fost oficiată de preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. Ierarhul le-a vorbit credincioșilor despre viața Sfântului Cuvios Macarie Romanul. Îl prezunim pe Sfântul Cuvios Macarie Romanul, cel care provenea dintr-o familie foarte bogată din Roma și care a părăsit capitala și imperiul pentru a se desăvârși în îndepărtata pustie din Persia, fiind călăuzit spre îngerescul chip, de Arhanghelul Rafael, care a luat chipul unui monah bătrân îmbunătățit. În cele din urmă, călăuzit de Arhanghelul Rafael, cu viosul Macari, a ajuns la o peșteră unde se afla o leoaică moartă, iar puișorii ei scânceau de foame. Pe cei doi pui i-a hrănit și i-a crescut cu viosul Macarie Romanul, devenindu-i slujitori în viața sa pustnicească. Aceasta ne arată că și noi, asemenea cu viosului Macarie, mânații de dorul nostru față de cerescul mire, trebuie să părăsim imperiul puterii, plăcerii și al arginților și să ne adăpostim în pustia tainică a inimii noastre, asemenea cu viosului Macarie. După slujbă, toți cei prezenți s-au închinat icoanei Maicii Domnului Petron și la icoanele Sfinților Ocrotitori, păstrat în paracrisul mănăstirii din Icast. Zilele următoare, Preasfințitul Părinte Macarie va sluji în mai multe comunități parohiale din Danemarca.